Dragii mei, am emoții. Pentru că dacă sunt în mijlocul dumneavoastră, n-am venit. Eu sunt omul roșu. Dar m-a adus acest sfinț care regret că n-am rămas pe ei. Stragerul, la Iuți, la Lava, la Pitești, în baza mare, unde răstămasa de securitate, multe mii, i-au îngheșit pe un favor. Și zic și eu așa. N-am putut să mă învoie. Chiar dacă era un pensit din joaie, mai tânăr verde sunt acum, când am putut să prea meu drum. Cine l-a pierdut pe Dumnezeu, îl poate viața în suferință. Ce scump e pentru noi suferința care ne aproape Dumnezeu. Cât te-ai ruga, cât de desăvârșit vei fi, dacă nu treci prin foc, nu ești la un repaus, nu ești un încărit, nu ești un curățit. Eu vă declar, în sufletul meu, la 90 de ani, acum, dacă i-am, mi-a întinerit și trupul și sufletul. Dacă nu trecem pe acolo, nu era focul care îl vedea dumneavoastră cu tinși aici. Suferința te face să te prindi iubire. Acolo în temiți, dacă cădea cineva, frământ bolnav, fiecare cu o lingură, dacă era 102-3, îi făceam 3-4 documente și îi salvam. Aici, prin realitate, nu văd atâta dragoste. Pentru că Dumnezeu și Sfinții mi-au adunat aici, că nu-i întâmplător venirea mea aici. Sfânta Scriptură spune că orice sfat ne sfătuim, respectiv la Domnul, că acolo este Dumnezeu. Eu, dacă am scăpat din tutoare, am spus, Doamne, voi vorbi cu perii capului și cu degetele picioare, că două arme are diavolul astăzi, în această lume rămășită, dezvinarea și ura, și să nu mai vorbești despre Dumnezeu. Temnițele ne-au unit, ne-au dat foc, au dat martiri. Iubirea este aceea care Dumnezeu din iubire a trimis Fiul Său să fie jertfit în zâmbiat. În fiecare sărbătoare, în fiecare zi de câte preoții noștri, este Iisus în jundiat, care ne suntem nouă, care ne întărește. Așa spune Sfânt Ioan Gur de Aur. Mântuitorul Iisus spune, cel ce rămâne pe trupul meu și nu viață în tine meu, nu are viață în el. Noi înțelegem că n-am fost rețit o zi de Sfintele Taine. Dacă vedeți o tării așa în ființa mea, poate sunt cel mai bătrân din lumea voastră, dar același timp sunt cel mai tânăr. Pentru că mi-a dat Dumnezeu și Hristos putere, că fără de mine nu puteți face nimic. Preacuțenii și părinți, am să vă rugăminte la dumneavoastră care sunteți aici, care v-a prins Dumnezeu aici, să nu fiți zgârciți, să ne-ați zis cu Hristos în chivote, cât de strălucitoare ar fi. Mântuitorul nu se simte bine acolo.
să se întâmplă inimă înstrăfuită de satana. Că el pentru asta a venit, pentru cei păcătoși. Din nimic nu se teme diavolul, decât de hotărâri. Am reușit cu toți, suntem păcătoși, nevrednici. Dar diavolul, anticristul, care ne-a pângărit țărâșoara noastră cu 40 de ani, ne-a adus în starea în care vedem plătim niște urmi. Ne-a pângărit altarele, bisericile. Mă aflam într-o închipare la Galați, unde eram 20.000 de preoți și 2.000 de ținuți. A venit o comisie, cum se află închisorile? Singur, mizerie, foamete, păduți, proșeți. A venit comisie de la București, și ne-a dus în biserică să vedem cum arată atelier și Sfântul Altar, 30 euro. S-a lăsat Dumnezeu, v-a ciocorit. Și când nu gândea nimeni, Dumnezeu a făcut minuni. Astăzi este în penitenciar preot, avem care slujește în ea. A dărmat bisericile, dar a dărmat biserica cea vie din sufletele noastre. 40 de ani de mitocin, 40 de ani pe titoare, nu mă laudam, nu te mă laudam, 24 de ani prin temniți, arestat de 4 ori. Mi-a întărit biserica cea vie, pe care nu ne-o poate dărma nimeni decât om! Să fiți prins de dragoste! Nu judecați pe nimeni! Nu umblați după minuni! Iubiți biserica, iubiți preoții! Dumnezeu ne cere minuni de la noi! Iată, vă spun în câteva cuvinte într-un parac cu frații mei. Eu am plecat de acasă vineri. Nu-i ușor, cu 6 operații pe mine, dar acest Sfinț m-a întărit, fără să știu eu cum mă întâlnesc cu ei. Am mâncat o pâine cu ei la Iud, cu părintele Ilie Cătuș, cu părintele Iosif Pârvo, cu preasfințitul Bartolomeu Ananiea, cu părintele Ivan, cu părintele Fora Mureșanu, profesorul lui părintele Ivan. Trecând acolo, am văzut cum mă ducea și pe Maica Mihaila în 4 labe, cu altcineva o ducea la Mercurațiuc. După 9 ani de zile, am martirizat-o. Părintele Arsenie Boca spune așa, nu greșim dacă ne rugăm la ei. Și de aceea zic că, plecând de acasă, vin, merg, zic, m-am întors seara acasă, că m-a așteptat cineva. Și mi-a părut rău. Hai, părinte, eu m-am promis ca să mă duc de Sfântul Ilie, acum ce vine, să duminică să prind mai multe suflete acolo, să văd, să-l văd pe acești părinți călungări acolo, pe părinții Valeriu, pe părinții Macaru, oftea în care eu mult regret de monahism. Dragii mei, fac eu ca mitropolitul Andrei Sagona când s-a pus. De 7 ori dacă m-aș naște, toți călungări m-aș face și de 7 ori condamnat la moarte, aș fi tot Moldova aș fi bine și tot poporul m-aș dărui. Și m-am dus aceste persoane. M-am închinat, ne-am îmbrățișat și îmi spune părintele Valeriu, am făcut acatistul,
S-a întâlnit ursul cu leu. De ce spun asta? Părintele Sfântul Foca și părintele Ioan m-a botezat leule. Și să știi că leu sunt. Nu eu, ei. Numai mă întâmpină acest suflet plin de râvă dumnezească cu moaștele când se plec de vale. A Sfinților. Oare este o întâmplare? Nu! Este o promisă dumnezeiască ca să mă întărească, să mă îndumnezeiască, să mă curățească, să mă lumineze. Și l-am întoarcit pe acest frate, deși mă așteaptă alții, țara, mercuri, am cedat și m-a dus să-i petrec. Regret, mă întorc, că n-am rămas cu ei acolo. Și văd ce mi-aud în urechile 30 de ani când suntem liberi, încătușați cu sufletele. Ne-a adus Occidentul furoiul păcatelor. Am ajuns. Cum am ajuns? Am mers pe la mănăstiri. Dragii mei, nu condamn pe nimeni. Dar a stabilit credința, a stabilit focul ăsta pe care eu, 60 de ani, 70 de ani, pe care, cum eram în mănăstirii noi, acum 60 de ani, liturghie în fiecare zi, împărtășanii în fiecare zi, acatistii prin de dragoste cu îmbrățeam, dormeam pe jos pe petroaie să primeam poporul ca să-i încălzim. Și lucruri am putut să suferim fiara răsăriteană comunistă, această dragoste s-a venit pe jos, mi-aduc aminte, în 1953. A trecut Părintea Arsenie pe la noi. Eram 40 de călugări sub 30 de ani, toți timp de necutați de Părintele Ioan Iovan, care îl cunoșteți. Și Părintele Arsenie spune așa, băi, voi nu împătrâniți în mănăstiri. Pentru că mănăstirii nu pot să mai dea sfinți. Veți merge, veți fi duși prin temnici și temnici se vor transforma în catedrale. Singur eu, de 18-20, ce să înțeleg. Și când m-am văzut în Gherla, unde Gherla care a trecut pe acolo, sau ați auzit, sau ați văzut, îi 3.000 de locuri, eram 12.000. Și părintele Arsenie Foca i-a spus cu părintele Ioan așa când l-a preoțit în 49, că am fost la preoția lui. Pentru că în temis nici lumina zilei, dar nici lumina credinții nu mai este, vei fi dus. Am fost dus, nu arestați. S-a simțit nevoie ca să ne scoată dintr-o mănăstire, să facă 40 de mănăstiri în cele mai întunecate locuri suntemniți. Nu vă temeți de suferință. Suferința te călește, te îndumnezeiește, cine a pierdut Dumnezeu poate găsi, eu acolo l-am găsit. Pe Mântuitorul, ce Duh, ce este Hristos. El este care te întărește, nu eu. Mi-aduc aminte în Balta Mare, în 1962. Pe noi călugării preoții, de Sfântul Terac, când erau în zer, minus 18-20 grade, ne-a dus într-un ghiol unde trebuia să facem 3 malturi pe Germania Norma, într-un ghiol,
Cum să intri acolo? Mi-aduc aminte de părinții Lăcătuși, că am fost de manchinat la moaștele lui. Aici, în Bucoacul, nu l-am văzut de atunci. Este viu. Intrăm cu trage noi. A citit. Dar vezi că auziți și în gura mea că am băut acest pahar dulce. Ne-a făcut normele. Dacă aruncai apa așa, cădea gheață. A dat o căldură, ne-a încălzit, ne-a muscat și amuri din noi. Oare este? Nu este minune? Biserica noastră totdeauna a triumfat când a dat mucenici. 300 ceva de ani pe goană se împărtășeau creștinii în fiecare zi. I-a întărit. Ce-a făcut Sfântul Împăratul Constantin când s-a întâlnit cu unul dintre soare, tăiată pulpa și ochiul scos? A îngenunchiat, i-a sărutat ochiul și pulpa. Încet, încet ne-a îmbrățit. Și-a venit prigoara 40 de ani, atât în Rusia cât și aici în România. Ne-a întărit credința, erau bisericele mai plini în timpul comunismului. Vineau pe furiși, se închinau. Ne-a dat liber să zădem biserici, troiți, să ne dărâmă și mi-e scump biserica cea vie de nimeni noastră. Cred dumneavoastră, pentru sufletul meu, am nepot și eu plecat ceva tare, săraci. Stau, zdebutulați, de aceea părinți slujitori, noi preoții, noi arhierei, călugări, suntem ferestre dumneavoastră. Mi-aduc aminte la preoția lui Părintele Ioan în Tudor Vladimirescu când a venit. A spus așa, preoții de Curai Popovici, i-am pictat acasă. De nu vă face, de nu vă veți face ferește și ocniți la cei din jur, nu vă veți mântui. Sorbiți cu sete cât mai este ziul. Veți din partea Galatului. Țărișoara noastră este amestecată în mâini. Bate o cetate ca să trezească cealaltă de alătură. A fost apă de un metru, măriți. În 70 fiind arăsat din nou, după 10 ani, duși la Sărbiu, la Dumbrăveni, apa de 9 metri. A trecut țărișoara noastră, bate, bate, până într-o zi. Și noi umblăm după minuni. A venit un grup din Brașov pe la mine. Părinte, am auzit că se face minuni de un călugăr. Eram și eu pe acolo, pe păruia. Vreți după minuni? Zic că da. Cum stai cu viața? Câți copii ai? Unu. Dar ceilalți, păi părinte, sunt timpurile grele. Și tot așa, și m-am dat în față. Minunile sunt cei mai mari să vă opriți. Aceste păcate strigătoare la cer. Să fim trezi, suntem creștini ortodoxi, avem preoți, avem biserici, alergați. Avem preoți luminați, nu te uita la scădere. Preotul l-a făcut așa, s-a sfințit apă. El te botează, el te comună, el te mărturisește, el te împărtășește, el face toate, sus de părătincuri și dincuri din mormânt.
Mi-aduc aminte de un preot care a făcut închisoare cu el din Vaslui. După Revoluție, a început o biserică, nu putea să o mai termine. S-a dus la părintele Ioan la Recea. Părinte, veniți la noi în Vaslui să zidim o biserică. Părintele a fixat ziua, a venit, am fost și eu și a fost întâmpinat cu pâine și ceară, cu pâine și cu sare. Părintele Ioan a spus, nu-i pentru mine pâinea și sarea, e pentru cei mari care stau pe scaune de ceară care se topește până în cer. A fost vreo 300 ceva de preoți. Și părintele Ioan așa a început. Dragii mei, nu la epitrafim, nu la orar, nu la mitră, băgați gâtul în juc să scoatem carul românesc din tăul care 40 de ani prăstămata de securitate au ucis 80.000 numai în Balta Mare. După aceea s-a adresat poporului și acest preot de Vaslui într-o jumătate de an a făcut biserică. Iată cine a fost părintele Ioan suferința. Eram la Aiud. Cei condamnați cu viața în lanț, bătuți, duși la gară ca să le ducă la gherla. Părintele Ioan când i-a vreau să ajung la dragoste, la iertare. Și pe părintele că l-a dus la ferării, cărării. Când a dat cu ciocanul, i-a fermat pulpa cu piciorul lui jos. Când a dat cu mitul, i-a încoronat. Și părintele Ioan a fost ca Sfântul Apostol care, Petru sau care, că l-a ales un lanț mai scurt ca să fie mai bine și a fost mai rău. Mergând, coronând, ducându-ne la gară, la vagon, părintele Ioan pășa încet. Și când i-a dat o cizmă, ofițerul mișcă, mandibule mișcă, părintele Ioan s-a întors, a spus, Domnul și Mântuitorul nostru, Hristos, să ierte pe tine, Fiule, de toate păcatele acestea și de acestea. A muțit ofițerul. Iată cât îmbunătate. Cineva căzut în mână. Ultimele cuvinte a Maicii Mihailii, martirea neamului românesc, cu două zile de an. A ucide-o, a spus câteva cuvinte, așa, mă duc unde a murit fratele meu și scrie acolo, binecuvintez cu cei care m-au adus aici, să nu dăm vina pe nimeni, să dăm vina pe neputința noastră. S-a dus, unde-i dusă? Părintea Șerebocă spunea, dacă ne închinăm lor, nu greșim. Eu mă închin. Mi-aduc aminte un preot din București, Hanghiu. Lucram la canal, dormeam în bac, unii peste alții. Și unul din preot sărat de căzut, l-am băgat în groapa de unde am pământ. S-am uitat de el. A tras că a vrut să-i vedeze. Domnul a smerit ca drept în viață, a dezăcat cu pielea goală să curățe cartofi pentru desăluți de mal. Când am ieșit afară, l-am găsit înghețat, mort. L-a ținut 3 zile, comandau până la curățară. După 3 zile, vă dau cu un supliment, aruncat în regionul ăla. L-a aruncat, l-am văzut vreo 3 zile, după aia nu l-am mai văzut. Toți acești care au fundat întunericul celor fără Dumnezeu, tine, bătrâni, mame, soții, maici, sunt martirii neamului nostru românesc în care m-am întâlnit cu ei. Eu mă voi desfințit doar când va ajunge pe perna mea, până m-a dus acești ființi.
Nu m-am gândit. Merg cu seara cu... Eu mă întorc înapoi. Mă întorc și ei. Și petrec cu ei. Și dacă vă vorbesc cu un timbru mai apăsat, nu este al meu. Este al lor. Parcă îmi spune, vorbește, spune, îndeamnă, învață. M-am dus cu ei. Atât m-a întărit, vă spun pe pelea mea, dânsii care. Nu am întâlnit cu un călugăr de-al meu de la Mănăstirea Turnul. Am ajuns la el. Și mă întreabă cine ești, care inima a adus. Sunt un preot de mine. O ce soție aici, unii sora care m-am stătut pe la urmă. Acest suflet care i-a pus lacrima în soțit pretutindeni. Nu vreau să-i aduc laude, dar lacrimile ei care a pus în ochi va fi o punte de gheață care voi trece pe prăpastia iadului dincolo. Draga mea, mult ai greșit, mult îți iartă. Ce-a făcut Maria Magdalena? Aici sunteți și cu păcate grele. Nu vă temeți. Avem preot cu har. Preotul de seară. Maria Magdalena i-a spălat picioarele cu lacrimi și i-a șters picioarele cu părul capului ei. Ea a fost prima care a văzut pe Mântuitorul. Dumnezeu n-a vrut putut fie drept, a vrut putut de păcătoși. Îndrăziți! Și asta că m-a întâlnit pe acest călugăr. Și unde ai fost? La mănăstire. La mănăstirea Sihar, adică la mănăstirea mea. Era acolo un călugăr, cu Valerian, dar a murit, nu mai este, nu mai știu de el. După discuțiile avute, ne-am îmbrățișat, m-a recunoscut, am mers la masă, n-am putut mânca. Bucurii la bucurii nu pot să rezist, se atrag de mine. Mi-aduc aminte când am venit decretul pentru eliberare, am stat cu un detenut, 18 ani a executat. Și a venit nevasta cu copilul care a lăsat în față de 18 ani. Cine ești? Ai copilul tău. Și când s-a îmbrățișat, a murit tatăl în brațul cu copilul. N-a putut să rezistă la bucurie. N-ai cum. Iar la suferință reziști. Mulțumesc călăilor. Că n-a fost călăi, a fost trimis Dumnezeu să ne cearnă. În 60, când noi în 55 ne-au arestat, dar în 60 când am venit termonul, ne-a curățit pe toți. Și oare să vinovățăm cu cineva? Nu! Ne-a trimis în lumea largă să împânzăm lumea temnițele, să ne cearnă, să ne călească. Care a fost greu, a căzut în hambar, care a fost previle, a luat vântul. Și după atâția ani m-am găsit cu călăul meu care m-a scumpat în gură, cu cele, pune că mă împărtășește cu cele 7 taine. Mi-a scărțele, m-a schelozit, m-a bătut. Uitați! Dar n-am putut să schelozească sufletul meu. Și mă întâlnesc cu el la gara din Nord Tecuci. S-a privatizat.
Ce vrei de la mine? O bere! Iau mâna, mi-a mai dat drumul. Mă mai recunoști? Ce vrei să-mi faci? Dacă naști creștini și români, am sub plată de mamă creștină, țașoagă, dar sunt român creștin și datorită mă ta m-ai călit. Mă iert, din inimă te iert. I-a dat lacrimile. Și mi-a dat și mie lacrimile că am putut să iert cineva. Acela care m-a pus pe cruci. Ce dulce cu suferința. Și zic, mergând mai departe, acolo în Temniță, în Baltea Mare, am întâlnit doi tineri. Sărați erau desnădăjduiți. Și am învățat câte o rugăciune. Acolo s-a învățat Scriptura. Acolo s-a învățat suferința, care este cea mai mare carte. Acolo s-a învățat Scriptura. Cine a pierdut pe Dumnezeu îl poate găsi în Sfânta Scriptură. Sfânta Scriptură nu este o carte. Este un soare care cuprinde totul. Și acești băieți, pe talpa bocancului, i-am învățat acatistul Mântuitorului. Am învățat și a spus așa, dacă dă Dumnezeu și măicuța Domnului să scăpăm, îi facem călugări. Vă faci voi călugări, măcar buni creștini să fiți. Ne-am eliberat, ne-au arestat din nou, din niște n-am mai știut, ca să aflu că Ionel, al meu drag, o ajuns la mănăstirea Frăsinei. Și astăzi este duhovnicul mănăstirii Frăsinei. După atâția ani am ajuns și acolo la Frăsinei. Nu eu, ei. De la ei vin puterea. De la ei vin dragostea și mângâierea. Doamne, Doamne, ascultă-l meu glas, că-și nădejdea noastră întreagă. Numai în tine ne-a rămas. Ne-am îmbrățișat, am lacrimat și am spus așa, Părinte dragă, roagă-te și pentru mine, că sunteți în corabie. Eu sunt în valuri. Știți ce mi-a spus în Sfântul Altar? Și că dacă nu suntem trezi, cu toată corabia se răstoarnă. Aproape să nu mai recunosc. Am bătrânit, obosit, dar cu Duhul puternic. Am plecat mai departe. De acolo am plecat mai departe. Și am auzit că mai este un preot, un călugăr, într-o peșteră în munți. Am ajuns la acest părinte sfânt și bun, blând. A transformat pustia în cetate. Am ajuns la dânsul, am făcut rugăciuni. Am stat de vorbă cu dânsul și l-am întrebat cum vă cheamă. Valerian. Păi zic numele meu. Dar numele din Botez, cum vă cheamă? Vasile. Păi și eu tot Vasile din Botez. La acești tari, cu acest Sfinț, și-am zis, o, Doamne, minunat este Dumnezeul Tău, Sfinții Săi, Dumnezeul Israel. Cât de puternic ești. Și-am zis că stăm o jumătate, oră, oră. S-a lungit cuvântul, că cuvântul Dumnezeu nu se termină niciodată. Să termine păcatul, să termine îmbulbarea, să termine petrecerea.
dar cuvântul Dumnezeu nu se termină. La 11 noaptea ne-am desfărțit să ajungem în altă parte. Dragul meu, multe frate vrea avea. Nu v-am cunoscut, dar prin acest sfânt putem să le cunoaștem. Oare sunt niște întâmplări? Părintele Astele Boca mi-a spus, mă, să fie o trâmbiță, noi ne vom duce. Noi de acolo ne vom ruga. Eu, Doamne, nimic bun. Ei mă inspiră, ei îmi dă puterea. Dacă am mâncat ceva, nu merge. Îmi spune gazda cum le plec din București. N-am putut mânca. Să ajungem și aici, și la radio. Altă parte mă strică că să ajung acasă, că am niște măicuți cu încurcături. Din păcate, s-a dus săracele după Revoluție să-și închide fecioria lui Hristos. Sigur, robii multe, după atâția ani, mănăstiri de armate, șantiere. Și mă așteaptă să-mi dau un cuvânt din bărbătare. Dragii mei, nimic nu este mai sfânt, mai sfânt, mai dumnezeiesc ca bunătatea omului din inima lui. Nimic nu este mai pângărit și urât ca răutatea omului din inima lui. Mergem la biserică, nu vorbim cu mama, nu, că mi-a făcut. Ce ți-a făcut, măi? Te-a pus pe cruce? Dar Hristos care moare în fiecare zi, în sânjunghii, să-L mâncăm, să ne îndumnezeim, că fără de mine nu puteți face nimic, spune Mântuitorul. Fiți iubitori de vrăjmași, iubiți. Iubirea este ceea care a spus-o Sfântul Ioan Evanghelistul. De a se învia morții, de a se împărța averea, de a-și face minuni cât se mută munții, de a-și da trupul să ardă. Dacă dragostea am, nu am nimic în sânt. Acest frate care m-a întâmpinat cu Sfintele Moaște, am găsit o carte profană la dânsul și am citit-o. Și Biblia Hasnei a băgat-o în închisoare ca să ne readucă. Am băgat-o pe foc, a scos-o. N-am pățit nimic, m-a apărat Hristos. Și am citit-o să văd ce arată acolo. Și cunosc. Și ducându-mă la televiziune, am uitat actele aproape când să ne ajungem. Și mă gândeam eu, oare nu mai primește fără acte? Oare n-am murit pe acest frate care cu atâta dragoste a venit, m-a întorcit, că nu mai pot veni? Șoferița în care am găzduit, ce facem, părinte? Când întoarce înapoi s-a dus, nu mai prinde. Și-a rugat pe Sfântul Mina. Mergem înainte. Și pe Sfântul Tveridor. Și pe Sfântul Neculai. Și pe toți Sfinții i-a rugat, faceți minuni voi. S-a dat Doamna jos. A vorbit cu poliția, a mințat, i-a împupat. Iată ce poate face Dumnezeu dacă ne rugăm cu credință la Dumnezeu. Ce-a făcut un ucenic când s-a dus la Sfântul, nu mai remintesc mult în capul meu? Zic, băi, fiule, Doamne, ascultați, alo, comentați cu urmă. Sunt poate unii care interesează, alții mă urești,
Și mă duc și cum ai cu urechile rai. Și trupul se duce dincolo. Și sufletul. Deci, dragostea și spune așa, mai fiule, dacă ai avea un pom de credință, acest pusnic să te într-un munte. Dacă îi spui muntea să mute, să mute, să plecă muntele. Și spune, nu ți-am porutit țării, băi, munte, stai pe loc. Aveți credință în Dumnezeu. Vor veni timpuri grele. Nu vedeți că trăim într-o lume moarte? La mine vine mai mult. Am învățat o pisică. Și vine mai mult la mine. Și nu vorbesc, nu pot nimic. Dar vorbiți, părinte, vă jucați pisica. Ce-a spus avocatul Petre Pandrac? El nu apărat procesul care v-a căzut cartea în mână. L-a condamnat 25 de ani. Era fetița lui, avea o fetiță de 4 ani. S-a scris cărți. Nu apărat procesul. L-a condamnat. Și când a scăpat, a scris o carte acolo așa. De când cunosc oamenii, iubesc foarte mult animalele domestice și sunt gata ca să îmbrățișez cu cele sălbatice. Iată că suferința ne-a topit, ne-a făcut unt. Am scăpat din temniță și am venit în București să-mi fac niște analize. Ciroză, ficat, rinici. Și cineva de acolo era bolnav și a venit medicul care îmi băgase de așa furtună. A ficat. Ce faci? Domn doctor, mă bat cu un copil cu tare. M-am transpus. S-a învârit furtunul traficat și îmi spune medicul, te-ai transfut, părinte? Da. Văd un săracul, că zic, eu sunt acela. Sfântul Ioan Gurdeaul spune că haina banul, care de Hristos nu este al tău, este cel sărac lângă tine. Vă teme de suferință? Suferința? Ce-a făcut Sfântul Ioan Gurdeaul? Când a ducea în furgiun de Eudoxia, nu mai putea sărăcutul să urce panta suferinței. Și a spus, o, Doamne, culege-mă! Și a apărut Apostolul Petru și Pavel, în noaptea asta te luăm. S-a descălțat din cățăminte și altul săracului. Mai avem așa ceva? Noi! Vedeți cum lucrează diavolul? În închisoare mai vorbeam și noi acum în cărună, mai în soptă, te auzăm, te scotea, te bătea. Și am zis, Doamne, dacă scăp, și cu perii capului să vorbesc. În comora mea de unde sunt, după căderea acestui cear, care acum are altă înfățișare, în chipul romenii, s-a făcut acolo pe un moment, tedeum, a venit preoți, a venit din alte părți, pe ochi, din nașterea Maicii Domnului. Asta mă doare. N-a vorbit de cât a făcut și a plecat. Primarul comunii, părinte, vorbește ceva, că s-au adunat aici din diferite colțuri țării, erau ca 5.000. M-a inspirat Dumnezeu, am vorbit și a doua zi am plecat în Cipru. M-a căutat acasă când am venit
niște ziariști, niște avocați. Atât de rău ne-a părut. Și totuși s-a lăsat și au venit. Doi ziariști din Focșani, doi din Tecuci, din Galați și alții de cazuri. Părintele merge rău. Sunteți cununați? Aveți copii? Am o fetiță de 7 ani. Avem preoți? Avem mănăstiri? Cununați-vă! Alții poate de cazuri. A venit, i-am dus, s-au distegat și am spus, urmați biserica, urmați preoții, lasă țigară, lasă totul, cât te curezi Dumnezeu. S-a cununat, s-au mărturisit, s-au împărtășit și la ora Dumnezeu a avut un accident și a murit. Iată ce înseamnă cum vine sfârșitul, fiind plin de dragoste, dragostea, mama mea, vă dau un exemplu. Am fost doi frați o soră. Pe mine m-a arestat, de mărăstit, și fratele meu m-a arestat, când am vrut să tragă în colectiv. După un timp l-am urât și pe tatea meu, doi tineri. Cum a rămas această mama mea? Cu doi copii, unul în pușcărie, doi copii, unul la Focșani, pe era la Azerla. Și cu tatăl meu. Și n-am vrut să ierte pe acest criminal. Și-i spui eu mamei mele, mama, unul din criminal este la pat. Ești tăiat. Vrei să alerți? Alerți, mamă! M-am dus la el acasă. Băi, tineri, știi la ce-am venit? Nu știu, părinte. Ești iertat din întreaga familie. Când s-a întors, s-a început a plânge, a căzut în genunchi la patul lui, s-am plâns și eu. Te-ai mărturisit, te-ai împărtășit, da. De 3 săptămâni trimit nevasta mea la dumneavoastră ca să mă iertați. Iată că am venit eu. Și am stat cu el de vorbă, cum l-ai omorât, cum ai dat. Și îmi povestește, părinte, am omorât un om nevinovat. Nu-i nimic, ești iertat. Viu la mama mea. Asta a fost toamnă. Mama mea a căzut la pat și spun, mama l-am iertat. Și de bună vestire, în seara de bună vestire, a murit și mama mea. Și m-a dus la părintele Ioan la prumuită să-i spun de ce. Pentru că când a scăpat părintele Ioan din temniță, mama mea a spălat picioarele și i-a salutat rănile de la picioare unde a fost tantul. Și-o iubea foarte mult. Părintele Ioan a fost plin de iubire. N-a condamnat pe nimeni. N-a judecat pe nimeni. Așa ne spunea nouă totdeauna. Lăsați transa altuia. De sacul de la spate în față. Pe care îl vede să ai tu, în sacul tău. Dacă vă vorbesc cu acest foc ăsta, vorbesc că am văzut minuni în jurul lor. Și mă duc. Când un grup, părinte, era de bună vestirii, mâine dimineață. Îi faci mâncare de pește mâine. Păi, părinte, nu s-a mai chipost. Câți preoți sunt acolo cu omul ăla? Mă ta. Știa că a fost acolo. 4. Să-i spui că eu am spus. Pentru că era o trecere mare în fața lui Dumnezeu, că știu să ierte criminalii. De unde a știut acest om?
de une. Când a scăpat din templu după 10 ani, a venit acolo, în comuna mea, s-a adunat toți, ca la vreo 2000, și părinții mei pe o tribună a spus așa, tu de acolo să lași tabacul și curvia, tu de acolo să lași păcatele care le ai. Suferința mi-a dat de vedea transparent în fiecare, ca la televizor. Dar o femeie care era acolo, ăsta nu-i om, ăsta e înger, în gândul ei. Și părintele Ioan îi spune așa, băi femeie, nu sunt înger, sunt om, vino și pune mâna. Și această femeie, care încă mai trăiește, a întors capul, despre tine e vorba. Și ea, părintele Ioan, despre mă ta, nu e lepsit aproape duminică din comuna acolo, te cuci în lucru la părința plumbuita, că a pus mâna pe coasta lui părintele Ioan. Cine a fost la plumbuita, la recea, a fost un om care a ridicat steagul sub cel primul în 1949, când era comunist în floare. Datorită lor, eu sunt călugăr. I-a spus mamei mele, mama, eu mă fac călugăr. Ce-i spus tu, mă? Și m-am dus la mănăstirea Tudor Vladimirescu, cu jos 400 de kilometri. Nu erau mașini, nu erau biciclete. Și acolo era chiar la preoțelul părintele Ioan. Cine era acolo? Era preasfântul Nicolae Popovici, părintele Aseni Boca, părintele Nedu Robanzo, părintele Fora Ureșanu, care s-a sacrificat în aiut, poate este o bucățică de alunță aici. Și-a mulțit de aceea, cum s-a ajuns, că era la 20.000, 200.000 de suflete. Și-a strigat în gură mare, părinților, vreau să vă spun ceva, dar părintele Ioan, care îl preoțeseră, că știu ce, vrei să te duci la mănăstire, te duci la mănăstirea de hasă unde m-am călugărit eu, atât mi-a trebuit. Că de ce? Zic ăsta, pentru că acolo la Vladimirești, unde erau 300 de fecioare, nu avea preoți. Și stareța s-a dus la părintea Aseni Boca. Și a spus, părinte, dați-mi un preot. Vine lumea. Cum vine lumea, așa pleacă. Îți dau un munte, dar n-a crescut încă. După un timp, a fost coleg cu maica Teodosia, care a citit poemele ei. Lascu, vine un tânăr la mănăstire. Ăsta-i, 3 ani fără 3 luni, a propovăduit zi și noapte. Doar după apusul soarele mânca un cartof fert. Ăsta-i părintele Ioan. Am venit și am fugit la mănăstire. Fugit sunt. Mama mea m-a blestemat. Dar ca să întoarcă la Dumnezeu, Dumnezeu este acela care face minuni. El a luat pe tatăl meu. Tatăl omorât. Eu închisoare pentru că n-am ascultat. A fost obraznic, fratele meu arestat, pentru că nu a vrut să tragă în colectiv. Ia-te, părinte, mă, ce fel de mama a fost mama mea. Nici ea a spus, părintele, oare să-i fac mâncare de pește, care o trecere, a știut să ierte. Poate sunteți între dumneavoastră care aveți ceva, lăsați toate astea. Știți ce mulțumiri ai
când este cineva, am găsit o carte profană, mă întorc aici și am citit acolo așa. Dacă nu ești un fratele tău, apeși cu ceva asupra lui, nu poți să te rogi. Nu merge. Și ca să te pot ruga, trebuie să fie al tuturora și al niciunui total. Că eu mă gândeam, a trecut la mănăstirea noastră părinții Daniel Tudor, în 1953, care îl cunoaște din părinți preoți, a citit cărți, și a vrut să salveze mănăstirea. Și urmai mergem în pușcărie. Și părintele s-a dus la părintele Ioan. Și știți ce a spus părintele Ioan? Vei face o catedrală din oasele Sfinției tale. N-a înțeles sărăcuțul părintele Daniel Tudor, mare cărturar. Îl am ca icoană în chirioara mea. Ne-a comentat și în 55 a fost prins cu rugul, a prins și m-am întâlnit cu ei în Aiut. Am căzut cu ei chiar acolo, într-o cameră unde erau părintele Iustin Pârvu, părintele Ilea Cătuș, părintele Calciu, nu mi-e număr câți erau acolo. Și i-am spus așa, care-i problema, părinte Daniel? Faci catedrală? Ala crăvat, ce fac? Fac catedrală. Că mi-a spus părintele Ioan, din trupul meu. Este catedrala neamului nostru, sărișoara noastră. Mi-a spus un preot, n-a dat pe nume. Că părinții sunt într-o parosie unde am săpat ca să fac biserica, am găsit stași pe oasă de acum 300 de ani. Unde călcăm, unde ne ducem, unde ne plăcăm, găsim sfinte moaștri a țărișoarei noastre în românești. Poate vă plictisesc să-mi spuneți. Și acolo, iată-ne! Și atunci zic și eu, Doamne, îi mulțește suferințele, dar să-mi plictosești harul ca să pot răbda. Eram în mănăstire. Nu era focul ăla venit, că m-am dus, am găsit părinții Nidu Robanciu acolo. Și doi călugări tăia cu beștia un lemn. Și spune, băi, ce spune beștia asta? E Iisuse, voi spuneți, Iisuse, Fiule și Cuvântule al lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. A stat stare cu Dumnezeu, nu a avut prescură. Nu mai face rătulii, cum s-a întâmplat. Părintele Nedu Robanț, când a auzit mănăstirea Săhastrului în Franța la Ajut, Pistidiane sau mănăstirea Caroștița, da, a Bucevei, punul Sufântus din munte, pun, vine cu prescură, așa avea un loc de trage propriu, sculați strândurilor, sculați strândurilor. Ne-am sculat cu toții, a făcut liturghia. Ne-am bucurat. A stat, s-a plecat. Când o arestat pe părintele Ioan, pe noi, pe toți, să-i ca scot, mai să-i afară, de mănăstirii s-a mers din sat în sat și a spus așa, el, treziți-vă, despreciți-vă, fratele vostru Iovar, Ioan, este condamnat. Deara și Caiafa, zidor noastre, precum și de pe latul roșu comunist,
alarmilor anticristi. Trăziți-vă! Nu vă mai zădiți casă cu pământ, că aveți să mănăstiri. Că zădeau sărăcuțile câte au cuibu. A fost oameni care au prevăzut timpurile. Ca după 40 de ani să revină mănăstirea înapoi. Le-a adorat stareța cum adună Cosca puii sub tarif. Iată ce poate face Dumnezeu. Dragi mei, vă spun câteva versuri de închisoare. Acolo în închisoare s-a scris poeme, versuri. Acolo s-a liturghisit. Cine-l cunoaște pe părinții Mila Dovzei, mare cărturar, condamnat la 25 de ani închisoare, a făcut 10 ani, s-a trecut și pe la mine. Mi-a prins focul și când s-a ridicat seara, din nou, pe toate arma bisericile, domnul Ceaușescu a scris o scrisoare către dânsii. A fost condamnat din nou, iar 25 de ani. Acest foc nu era scris, iar ce să nu facă Sfânta Liturghie. Eram la o colonie unde ducea butoiul cu apă în mijlocul bucății. Prășam porumbul de-o șteapă și stuful de 2 metri. Sărăcuțul. I-a rămas în stufă urmă. L-a legat, l-a bătut și pe burtă l-a pus să-și vulcă stuful cu dinții. Când ajungeam la apă să ne potolim gura de apă, măcar o leacă, îl muteam capul de oala la el. Și trăgeam ca să ajungem acolo. Când ajungem acolo, îl muteam capul, totul mi-a plecat. În pelea goală nu mai închirot. Nu mai găseam haide din capul, se lua vântul. Și-al vărsa. Iar părintele, ce-a făcut? Când ajungeam în capul cu seapa, că era lângă dic, săpam doar oare de gârlete și țâșnea apa și cu pomul băiam apă. Și mă sună, anul trecut, nu vrei să mă vezi? Părinte, zic că am să vin. Ocupându-mă cu unii cu alții, n-am ajuns să mă mai duc. Să vede bine la mine un părinte. Ce faci, părinte? De ce să fac? O te-am primit. O veste că părintele Mila Dovzei a plecat la cele veșnice. Nu vrei să mă duci acolo? Nu pot. Că mă duc să împărtășesc o pustică în munți. Părinte, pustică o găsești în mânt și poimeni. Pe părintele Mila nu le putem găsi. Și mă duc. A cedat. Când m-am dus, era pe la Șerovic. M-am încedat. L-am văzut moaște de om neînfricat. Om cu suflet mare și sfânt. Basarabian, de o regine. A fost mitropolitul Teofan. Episcopul locului din Basarabia, care ați văzut la televizor, pe internet, a propovăduit, a spus, și pe catafară afară, parcă văd. M-am gândit că mai este de trebuit să-i vorbească eu, un alfet, un prost ce sunt. Eu, fără teologie, fără școală, să mă duc să-i vorbesc eu. Dar un curent puternic m-am împins pe tribună. Și acolo, imediat, un diavol mi-a pus în față, fără binecuvântarea,
acestor arsenii mari. Și am început așa. Cine a trecut prin Gheva, prin Zlava, pe Naiu, prin Pitești, a trecut de iad în iad. A venit la partea altă cu unghiile scoase, preoți, cu regele tăiete, cu degetele picioarelor tăiete. Mi-aduc aminte de un preot, părinte, dacă scăpi, că mă văd că aici mă găsesc. Era din Sibiu. Să spui la familia mea că a murit un bun creștin. Și a murit. Și m-a insuflat Dumnezeu și am vorbit. Dacă am vorbit, mitropolitul Teofan, părinte, nu pleca. Hai, m-am închinat din și jos. Nu pleca, mergi la restaurant. Să-l petrecem până la urmă. A mers. Mi-a luat-o interviu și o doamnă care l-a gândit pe părintele Mirea Dorzei. I-a spus așa, părinte, dacă treci la televizie, cine va vorbi? Că nu mai spun din nețeluți. A trecut la televizie, dacă mai este câte unul, este schirozit la pat, unde este. Va veni cineva și va vorbi. Și îmi spune la masă în restaurant, dumneavoastră sunteți. Și mi-a dat o fotografie cu dânsul. Am pus-o la răstărit ca icoană, să ne uit și să mă închid și lui. Care în mare trecere, sfinții martiri, nu vor trece prin vană. Vor fi direct preoții noștri, arhierei noștri, întâi pomenește pe ei, ucenicii, după aceea cu vloșul și frumă departe. Eu regret când am rămas eu acolo cu dinții. Nu mă tem de moarte. Dar mă cutremur unde merg. În 30 de ani, cât migrez corul pe corul, s-a mai pus praf pe haina mea albă. Și vreau să mă scutur prin lacrimile dumneavoastră, prin dragostea dumneavoastră, când vă văd cu câtă dragoste ascultați. De aceea vă mai spun încă o minune. În 1963 a fost o iarnă grea. Nu ne mai scot la dip. Și într-un dormitor, toate religiile, ca să nu mai facem misticism în altă parte, ne-am băgat pe toți într-o cameră mare, adică într-o barată mare, cu ploua. Și ne-a pus semn de cameră un locotenent colonel, mare comunist, care a căzut și a trădat comunismul, l-a băgat acolo pe 25 de ani de închisoare. Și l-a pus șef de cameră. Și acolo ne rugam, nu ne mai spus la muncă. Și într-un colț de cameră ne-am rugat. Cine era? Un coleg de meu care am plecat odată cu dânsul la închisoare, odată la călugărie, și unul care tare mai iubeam eu, Mihai Rădulescu, profesor de calitate de barcă, care l-a pregătit pe preasfântul Castian el. Atâta dragoste când venea când se făcea Sfânta Liturghie închisoare, ne-nvinița Sfânta Liturghie. Și ne-a scos afară, ne-a plecat cu pielea goală, ne-au ordonat să ne rugim prin zăpadă. Așa am făcut. Am stat 3 ore, s-a dopit zăpada, ieșea aburi din pământ. Mars la dormitor, n-am răcit, n-am dușit. Oare a fost
O întâmplare? Nu vă temeți de cei ce ucide trupul. Temeți-vă de cei care ucide și trupul și sufletul. Astăzi avem toate la îndemână. Dar ne ucide cei mai scump sufletele noastre. Bolesc. Tribunalele pline de divorțuri. Pușcării din zeme. De tineret. Pentru că nu mai este regim care era la noi. Acolo să mănânci, acolo să faci nevoia, să muncă, să nu știi familia de tine. O rog de zile, dacă treci pe acolo, nu-i mai trebuie închisoare, să fie închisoare boli, boli. Deci, dragii mei, să ne trezim la realitate. Am pierdut busola. Trebuie să fim, nu vă temeți că suntem puțini. Părinții mei spunea așa, puțin a luat dospește toată frumătătura. Dumneavoastră ca femei, când faceți cozonacul, câte țaică puneți, o bombă. Așa să noi creștini Dumnezeu vă face așa, să vă face să ne bocă. Șerișoara noastră românescă de-a trecut la noi, așa a spus, au poporul meu ales. Nu știți ce vă așteaptă focul și nenorocirea. Dumnezeu cu puțin, dar cu elan. Și ne-a spus așa. Dumnezeu va salva omenirea, țara românească, prin ironism, eroismul, câtorva. Să prin ei zersele. Ce-a făcut Sfânta Ecaterina când a dus-o să o ucide? I-a dat atâta înțelept, 40, nu știu cât, ca să o lămurească. I-a lămurit ea, i-a făcut buceriți. Așa se va întâmpla. Priboară, suferința. Bine, încet, în încet. Dântul mi-a pus o cruce de lemn în gât azi. Da? Este așa. În încetele care am avut. Mi-a luat crucea de la gât cu măicuța Domnului. Și eu așa zic, măicuța Domnului. Ei mai cuță, te dar să fost Maica Domnului, prângând, legământ, curent, la genunchi, noi nu mai existam. Iar și fiul este de data aceasta. Nu mai pot, Maica mea, nu mai pot. A făcut păcate grele. Dar pentru lacrimi de tele, ei mei las. Mi-a luat cuță de la gât. Mi-a fermat o surprismă. Și mi-a spus, da, Hristos, ce faci minuni? Și mi-a dat un pumn aici, mi-a cărut două măsări, două urechi, nu prea aud. Zic, va face minuni. În 1963, în anchetele care l-am avut aici în București, 8 luni de zile m-a trăit la interne, ca să trădesc și dau. Am ținut cu dinții, am curaj în față, mi-a zis un mândru Hristos și smerit în Hristos că nu mi-a trădat credința și frații mei ca să-i bag după mine. În celul m-a zis ca cea mai scumpă chilie, cea mai scumpă peșteră. Acolo am învățat psalmi, acolo am învățat cum să-mi trăiesc călugăria. Că așa spunea părintea să ne-a vrut un călugăr pe noi cu părul lung, părul împletit. Și îi spune așa, du-te mă! Hai să fim călugări, nu călugărăși! Deci, dragii poate vă gândiți la urechi. Și atunci, zic eu, am scăpat și am auzit cu părinte. Mihai Rădurescu este bolnav cu aparatul în față. L-am cercetat. Este fratele meu, de suferință. Este un martir care cu atâta dragoste și avea uitat de masă. Băi, o veni mâncare. Părinte, mâncare o mai găsesc. Eu vreau să mă împărtășesc. A părinte, aici. Deci, dragii mei, avem și niște faruri care luminează și cine are urechi,
de auzit, să vadă cu el și de are ochi de văzut să audă cu el. Așa ne spunea părintele Ioan. Să nu prea înțelegeam, să-mi spune mie, tu înțelegi, mă? Părinte, nu prea înțeleg. Hai să înțelegi. Și când am fost arestat a două oară la Galați, a stat cu el în cameră, până la urmă l-a scos de acolo, că prin el se făcea sfinț. L-a băgat nu știu unde. Și pe 3 săptămâni am avut pachete. Și-mi spune, ieșiți afară că aveți pachete. Când acolo părintele Ioan, asta când, în 70, când a fost altul mare, la Sibiu, Sfântul ne-a spus, domn comandant, îți băieții mei, iau pachetul la urmă. Bine! Ne-a făcut o distegare și ne-a spus așa, să luați aminte care aveți neplăceri în familie, aveți sau vrăjmaș. Nu-i socotiți vrăjmaș, îi socotiți cu lucrătorii care vă leagă rănile sufletului, care este plastore. Asta este pricoara, asta era asta bătaia, plastore. Eu așa le socotit, nu bătăi, plastore, care îmi leagă rănile sufletului meu. Lasă-mi sfârșii acest trup care lăsăm. Băi, băi, mă dau semn. Și le spune părinții ăla așa. Pentru că nu ați căpătat un dar de la Dumnezeu, înseamnă că n-ați suferit pentru el. Nu veți rămâne aici. Veți duși. Așa a fost. Ne-a făcut niște gara, ne-a împărtășit și a fost duși. Tocmai la Sibiu, la Dumbrăvei și am întâmpinat acolo, ne-am adus aminte părinții mei. Ca să căpite un dar, Sfântul Apostol Pavel, voi încă nu ați suferit până la sânge ca să puteți căpăta ce nu-ți doriți. Dacă El, Sfânt, ales și a spus Dumnezeu, ia-i timpele ăsta, Doamne! Și a spus, ajunge darul meu, că neputințul și desăvârșește Dumnezeu. Și când îi s-a arătat și-a văzut, a spus așa, nu sunt vrednic și pătimire de acum față de slava care nouă se va arăta. Dragii mei, nu sunt pe laude. De ziua crucii sunt călugărit. În 1953. Și de ziua crucii, fiind într-o temniță grea, de ziua crucii, am căzut jos. Și spune un alt ofițer la altul, el să du în Siberia pe ăsta. Și am zis, Doamne, noaptea, nu mă aruncă. Că se știe că Dumnezeu nu a cerut la noi bolbonășări. Un bun curat întrece mii de acatiste. Și a zis, Doamne, dacă eu sufer pentru tine, dă-mi putere să arată în sânii ceva. Chiar am terminat. Dragii mei, ce-am putut să văd, nu este îngăduit să vă spun. Am văzut orașismul unde este. Am văzut fecioarele mai ce cântare cântau. Ce dorești de la noi? La răsărit se făcea o perete de veșminte mari, frumoase. Și am zis, aleu pala în gândul meu. O zic că nu știu să aleg, m-am îmbrăcat ei. Nu mai spun mai departe. M-am trezit repetat de 3 ori, n-am mai avut nimic, n-am putut mânca. Cât de tărie mi-a dat Dumnezeu.
Așa că nu vă temeți de suferință, nu vă temeți de lume. Diavolul acum lucrează în haine, în alte haine, lucrează în chipul luminii. Nu vă temeți, iertați cei care sunt în grupa voastră, vă dați niște exemple. Nu ca eu am vrut să-mi spun viața mea. Nu, că n-am nimic bun. Și dacă ia ceva de la Dumnezeu un har, rugați-vă neîncetat, unii sunteți la birou, mătură soapul, Doamne, mătură-mi păcatele. Ștergi-o soapul, ștergi-o, Doamne, să vii fără de legea. Nu ceri în genunchiri văzute. În genunchiat inima. Dați o lacrimă. Pune, am fost acum odată, am fost în București. Un preot drăguț m-a pus să vorbesc. Așa le curgea lacrimile. Și a spus, Doamne, dă-mi potop de lacrimi ca să spăl păcatele mele și a diavolului meu scump, care îl iubesc ca pe inima mea. Nu mă leagă nimic. Dacă mâine dimineață mă duci acolo, atunci sunt eu liber. Tare mai era bine. Și frătătate era între noi. Bucurii care nu le mai pot simți acum. Eu răseală, ar fi bun să fie răseală, eu credințeală, eu așa o amestecătură. Am nepoți, vin acasă, hai-mi la biserică, lasă-mă, popia mă, tare, mă doare inima. Nu judecați. M-a dus la nepotul meu. Mai nepoate, tu nu ești împărtășit, nu ești mărturisit, biserica nu ai. A venit de botezul Domnului, de botezul de Sfântul Ioan și fericit că-l chema Ioan. Nici azi n-ai fost la biserică? Dacă ai venit cu asta, ieși afară. Nu l-am blasfemat, nu l-am certat. M-a dus în potușorul meu și a zis așa, Doamne, dă-i chef de pocăință, rugați-vă cu cei căzuți, a ridicat mâna și a zis, Doamne, fă-ți o minuni dacă există. Și a făcut minuni. Femeia lucrând în Italia, s-a dus după un italian, cu două fete, au nepoți, fete, 20 de ani, a avut spânzure. L-am îmbărbătat. Astăzi este fată mare. A lăsat fumatul, băutura, s-a mărturisit, s-a împărtășit, s-a întors. Astea sunt minuni. De a întoarce, de a ierta, de a îmbrățișa pe cel căzut. Acolo în chisoare ne uneam cu toții, ne bucuram cu toții. Mi-aduc aminte, am fost un mare ziarist și cu părinte eu nu mai mănânc pâinea aia cât era, că eram 20 la pâine. Și a strâns-o acolo mai multe, am mâncat numai zeama goală, ca de Paștul satului, știe el sărăcuțul. Și mă sunt satul măcar în ziua de Paștul. I-a furat pe cineva. Atât urla de foame. Voi nu știți ce e foamea. Era în închisoare, prin celul. Eram o colonie, foame te mureau. Mulți grele. Am luat-o comis la București, faceți normele. Că aici va fi mormântul preoților, a ceburilor, a dușmanii poporului. Și a spus asta. Domnilor, facem normele. Voință este, putere nu este. Băgați-ne măcar o dată pe lună, carne de carne. Mâncați de cai, dar mâncați și câini.
Mă aflam într-o colonie cu coposul. Erau câmpi acolo, i-a prins, i-a mâncat coposul, i-a mâncat. A intrat de 136 de kilograme, spunea el închisoare, și acum avea loc de burtă, avea șorți. Dacă a scăpat, e cu măcar terțul măsatul de terț. Și a zis așa, dacă scăp de aici, să măsatul de grăuță cu apă. Și când am scăpat, mama mea, tu ești noi, eu sunt mamă. Mi-a pregătit mâncare să mănânc. Mamă, adă doi pumni de crăunță și pun în careata asta cu apă. A adus, am vorbit, a mai venit și altcineva. După aceea am pus o priță afară și m-a sătuat între de crăunță. Astăzi este o foame grozavă de cuvântul lui Dumnezeu. Ne împânzește secole. E rupt biserica, ne sfărâmă biserica. Stați alături de biserică pe care nu o poate dărâma nici porțile iadului. Stați alături de ea. Nu plecați de sub omăduirea ei. Nu plecați. După avem preoți. Spovediți-vă, împărtășiți-vă cât mai este ziua. Va veni noaptea, că nu mai poate lucra nimeni. Vine noaptea. Că vedem, vedem ce petrece pe acest lucru. Câte frământare, câte neînțelegere, juri pe Sfânta Scriptură în Parlament, ca să duci lumea în eroare că ești creștin și în spate ești altcineva. Noi, ca preoți, ca episcopi, ce ar trebui să fie? Să mergem prin școli, prin tribunale, prin spitale, că părinții ar să ne pun ca părinteală, că scăpăm pe închisoare, trei locuri să vizităm. Care? Biserica, spitalul și cimiterul, când vedem cine suntem. Eu văd că urmează, gonește lumea asta, gonește, gonește, ca să prindă ce? Un moment și o cruce la cap. La mulți spun la privatizare din ăsta. Și Domnule, ai dreptate. Vedeți și Iureș, acest veac desfârnat, precurvat, gonește și prinde. Ce să prindă? Prindem ce-am spus. Treziți-vă, desfințiți-vă, rugați-vă și pentru mine, ca să pot văsli să-mi dea Dumnezeu viață lungă, îmi place frumusețea, îmi place dragostea, îmi place să privesc bisericile, îmi place pe dumneavoastră. Îi trec pe unele 70 de ani, chiar la mănăstiri, a fost acelică, că am un coleg acolo. Părinte, e greu, și cât grăni, câți ani aveți? 68, și-ți grăni bătrâneții, și-ți grăni. Așa, a fost cu cineva. Și am un coleg acolo care este secretarul mănăstirii, Cernica. Părintele Ignatie Grecu, din comuna Corot, e poet, scrie cărți. Și-mi spune și el durerea de acolo. Eu nu mă văd bătrân. Mă văd tânăr. Îmi spune cineva, părinte, și ca să mergem în curos țară. Părinte, nu poți, că ai 90 de ani. Cum se duc? A fost în Cipru. A fost în Ucraina. Cineva merge în Grecia. Vreau să-mi cunosc lumea. Vreau să-mi cunosc. Vreau să fiu cu albine, care adună și din scai. Merea, nectarea. Nu vă plictisiți. Nu vă îndoiți. Cofoară se dezvoltă mai bine pe noi decât în grădină. Unde se dezvoltă floare mai bine? Nu în gunoi, aici floare.
fiți flori, fiți vazuri, ca să dați miros la cei din jur. Că Dumnezeu se preamărește prin oameni. Ce spune acolo? A rugăciune de la Parastasă. Pe Dumnezeu al Vedeanului este cu putință oamenilor. Iar Sfintele Preacurată s-a arătat cuvântul Dumnezeu întrupat. Se arată prin oameni. Întrebe un preot. Părinte, ai văzut pe Dumnezeu? Că nu. Nici îngeri, că nu. Tamata l-ai văzut că ai fost în tuferință? Da, am văzut. Păi te l-ai văzut că ai fost în tuferință. Părinte, pe Dumnezeu nu l-ai văzut nimeni. Pe Dumnezeu ar fi de loc. Eu acolo unde am fost acum, în creierii de mult, orice părinții Valdelean, numele meu, și de botez de călugării, nu s-o cotez decât o minune. L-am văzut pe Dumnezeu în el. Am fost la Mucioara, în părintele Valeriu, l-am văzut pe Dumnezeu. Aici, văd pe Dumnezeu, prin preot, văd pe Dumnezeu, chipul lui. Pe urmă, văd. Și de la ei zic, mă văd mici. Când ați luat eu ca acel preot? Când ați luat ca acela care îl văd cu atâta credință? Când ați luat eu ca această ființă care nu s-a uscat lacrimile? Că la mine nu urc, că îmi pun capul pe ternă, am văd haina strâmbtuită după cer, focul stâns. Și zic, Doamne, dă-mi pe tot de lacră să-ți spăl păcatele mele sau neamul meu. Dar poate plâng și eu cu inima, că sunt două feluri de plâns. Plâns cu lacră și plâns cu inima. Puțin sunteți. Acești puțini care aveți urechi de auzit să vedeți. Și mă întorc la acest cuvânt ca să vă explic. M-a aflat în Galață într-o temniță. Pe părinții mei l-au luat să nu-l mai văzut. Și când am colonat, eram fizmei, stăteam două ori în colonați până scotea la diferite munci. Și am auzit că părinții mei sunt la infermerie. Am băgat o petrecică în gură și a început să mă fait. Și un ofițer a spus, ce-ai mă? Mă doare o măsa, du-te la infermerie. Și părintele mai zice, dă piața jos, mă, de acolo. Ai mâncat ceva? Nu, părinte. Și m-am împărtășit. Și altă dată era urma mea, încolorat și înainte. Cum să vorbesc? Păi se face. Se vorbea spate în spate. Și am adus aminte că cu urechile se vede și cu ochii se aude. Câtă înțelepciune îți dă suferința. Nu vă temeți că vine, bate la ușă suferința. Să faci o alegere. Atât în biserică cât în mănăstiri. Și peste tot. Aici, dacă ar veni cineva acum, care crede că nu îi execut? Eu cred că pe fereastră ieși. Nu e așa. Nu vă temeți de ea. Eu odată într-o colonie, într-o închisoare, am găsit la cineva niște poeme. Și am zis așa, vreau să-mi învăț eu. Și le-am copiat pe sași de hârtie. Și am vrut o inspecție în dormitor. Parcă a zis, vă ascultați, că am dat peste tot, în gură. Și l-am băgat cu toată atea. Ce-ai băgat acolo? Nimic. N-am mai făcut percheziția, m-a luat și m-a băgat la neagră. Dumneavoastră ce se înseamnă neagră? Mi-a ridicat patru suți, numai grătar l-a încuiat și m-a aruncat trei găleți de apă în celulă. Și a zis, Doamne, nici versul nu ne-a învățat. Și stau în apa asta.
S-a stat vreo două, trei zile de vine, ca ou, vine oboseala. A scăzut apa într-un colț și am scris toate versurile astea pe cement. Erau fericiți că am învățat aceste versuri. Mâncarea era o cară de apă sărată ca să se iei mai multă sete și o încheplită mămărică stricată. Am stat 20 de zile acolo. Mi-a luat bunele, mi-a băgat răbdând, mi-am borovit orenici, m-am borovit ciroze. După 20 de zile, mă scoate că era bătaia, nu era în cinta închisorii, unde aveam cazurile, blocurile, m-a bătut. Mi-a dat una la fund, 25, numai o oră atâta înțeles, mi-a crăpat fundul. Am stat cu cineva acolo, în cameră, masă domnitor. Și acolo stăteam cu cineva, cu un călugăr și cu un băiat, îl chema Gavrilo. Băi, ce vrei să faci tu? Părinte, vreau să mă fac preot celibat. Dar de acolo ești eu. În slujărit de alupor, părinte, fără amunesan. Părinte, fără amunesan, când a scăpat de la canal, a trecut pe la noi. Cu preoteasa ne-am bărbătat că nu este greu închisoare. O, voinic, bravo, preot, de barcă, profesorul lui părinte Ioan. Când am scăpat, acel băiat, unde s-ar găsesc? M-am dus și eu la mănăstirea Nicula. Acolo m-am întâlnit cu preasfințitul Bartolomeu Anania. Ce moment a fost acolo? La Nicula, am preasfințitul cu preasfințitul mitropolit, Bane Cărturar. Am învățat niște versuri de la el. Băi, Valerie, știi tu să ne vreți? Preasfințite, ce nu poate face Dumnezeu, face, ce nu poate face omul, face Dumnezeu. Și a doua de Paști a spus niște versuri. Dacă îngăduiți, dacă cerniți, să vi răspund. Că cel ce are să mă aibă și cel ce îi se pare că are ceva să ia, să dă la cel care mă are. E nevoie, să ascultați, spuneți să copiii, la nepoții dumneavoastră, a fost un nebun pe aici, un tineasmus. Fiți nebuni pentru Hristos. Și am învățat-o pe talpa bocancului, cu paie de umblături. Și spune așa, undeva într-o grădină, un mormânt singuratic, în jurul liniște, înverzurată ură biruistă iubirea, cel ce scula morții de morminte era închis sub piatra rece și graul din mormânt. Farisei și cărturarii mai mari preoților, al prinsesă prin Iisus cădeau că zdrobiseră. Ucenicii și prietenii lui se stăteau scunși și stăideau lacrimi ce curgea din ochii lor, brăzindu-le chipurile îndurerate. Așteptau și aduceau rând cuvintele Sfântă de Iisus, se agățau cu el toată puterea cum s-a cea, cum se, este cea rămasă în valul de barca zbuvitoare. Mulți se clătinați în credința lor, dar dragostea pentru Hristos, Domnul, le rămasă să încă neastruginată. Erau însă câteva sunete înfăcărate de o credință, mai ales aceea de o Marie, să fie Marie. Maica Domnului trăia mai departe patimile Fiului ei, fiecare strigă, fiecare suspin al lui Iisus răsuna în sufletul său îndurerat. Toată ființa Sfintei Fecioare nu mai rămăsese decât ecoul prelungit al patimilor Mântuitorului. Fiecare strigă, fiecare suspin al lui Iisus răsuna în sufletul său îndurerat. În suflet, să mă apropiez de Domnul, rezvulte-mă, furtun de doieri, de durerare, de asrădești. În grădină vieții mai s-a făcută cerii și lumea întreagă, ura o să ne
conducătorilor. Nu s-a liniștit! Nu s-a liniștit! Nu s-a liniștit! Mulți am învățat de-a timpul scurt. Toate au un sfârșit. Numai cuvântul Dumnezeu nu are sfârșit. Ce spune în capul Sfintei Scripturi? Cât de dulci sunt cuvintele tale, Doamne, pentru că tezul meu tu mai dulci ca merea să fac unul. În ce s-a îndreptat în lucrarea ta? Nu mai povorcându-te de cuvintele tale. Acum s-a învățat Scriptura. Eu mănăstrii să fac ca bucătar 5 ani în mănăstrii să învăț. Dormeam după sobă în timpul Sfântei Liturghiei. Hai, măi, scoarcă, s-o termina Sfânta Liturghiei. Dumnezeu a făcut bitul pe noi și ne-a trezit, ne-a scos la vânt, prin vânturi. Cum să contam eu să mânt dacă vine ceva? Ce-a făcut 5-7 macabei când i-a pus în căzare să mânești? Și au vrut tu ca mamă să vezi 7 copii ai tăi până să te îmbrață să arunci în ulei. Ferți clăcotit. Și că încă te mai ții tare și au aruncat-o să pe ea. Și știți ce spune Dumnezeu? Prin acest împărat mi-am încercat poporul dacă mai crede în Dumnezeu. Fiți eroi, fiți români, fiți creștini! Țara noastră este zidită de voivozi, de domnitori! Ce face astăzi domnitorii noștri? Mă uitam la această mănăstire, chiar și la Meteoro, la acest pustic, niște drumuri întortocheate, nu te poți ridica. Ce-ar trebui dacă avem, să avem niște conducători ca Ștefan cel Mare, ca Constantin Prokofiero, ca să ai copiii, nu sunt mers de buget? Fă aceste drumuri în păduri să ajungă poporul la acești sfinți pustici. Și se duc până la urmă așa. Îmi spunea părintele Valeria Sară, părinte, ai Dumnezeu din toate colțurile țării, vin aici. De ce? Pentru că omul aleargă unde sunt tatăl lideri. Dragii mei, eu nu obosesc în cuvântul tău, dar vreau să închei. Și nu vreau să închei. Vreau să pun paranteză, vă fac cu tot sufletul meu, să-l sunteți dragi, îmi dau sufletul pentru dumneavoastră. Dar și dumneavoastră să-l dați pentru Hristos mâine. Ce a spus părinte, părinte preasfântul? Decurai Popovici, dacă la preotul Pantheon, că veniți gloate, veniți prin până este ușa deschisă. Nu ne vom închina Dumnezeului din Moscova. Ne vom închina Dumnezeului din cazul Cerului și Pământul. Are predice care a sprins din predicile lui. Unde mai avem astăzi? Unul măcar! Ca un Popovici, ca un Ioan Gură de Aur, ca un Sfânt Vasile, ca un Sfânt Grigorie. Sfântul Grigorie când a avut încurcături mari, ce-a făcut? S-a rugat-o Dumnezeu și nu putea să iasă. Și atunci Maica Domnului spune lui Ioan Evanghelistul, iubitul Mântuitorului, Ioan, iubitul meu, du-te la robul meu, Grigorie, să-l înțeleptești cuvântarea Dumnezeu cu ajută în curcături. Și l-a trimis pe Ioan Evanghelistul, iar la legea. Și ucenicul lui care cea mâncare, nu s-o mai duci că a văzut containerii, s-o trește la urechile părintele său Grigorie. Și spune Grigorie, mă, nici nu ai venit aseară să-mi dai mâncare. Preasfințite, erai container. Care tânăr? Credeți dumneavoastră că prin Sfinții lui, prin oamenii lui, se coboară Harul Duhului Sfânt și Harul Dumnezeu vorbește prin tine. Prima rugăciune care s-a început aici, Împărate Ceresc, Mângâitorule,
Duhurile adevărului vin doar la noi și se nășuiește în noi și ne curățește pe noi de toată spucăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Fără această rugăciune nu se începe. Nici o rugăciune. Eu mă retrag, vă bag în contul inimii mele și vă închid în sufletul meu și vă rugați pentru mine ca să dea Dumnezeu putere. Eu aș pleca și mâine, dar Dumnezeu mă va ține să mai seamă încă cuvântul lui Dumnezeu de peste acest pământ. Săsătos, uscat, bătut de vânturi, străini, țărișoara noastră vrea în Balta Mare, unde a făcut, a vrut străinii, s-a cumpărat 4.000 de hectare străinii și ne pune rog pe noi să muncim pământurile noastre străbune. Am plâns de inima. Dumnezeu și Maicuța Domnului și toți martirii neamul nostru românesc să vă întărească, să vă lumineze, să vă dea putere ca să-L puteți mărturisi pe Hristos și să vă rugați pentru mine ca să-mi dea putere, să-mi dea un sfârșit bun ca să zic și eu așa. Bine! Stugă bună scădincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune, totdeauna în vecii vecilor. Amin. Da. Nu vreau, eu vreau altă. Puneți câteva întrebări părintelui, puteți să le trimiteți în față, până atunci l-aș ruga pe părinte să vă povestească cum a ajutat Sfânta Paraschiva. Da, a scăpat ceva important. Ca să dea și de pe Sfântul Sfintele Moaște, la noi. Numai două minute, atât. La Răcitoare a lucrat de sărbători, de Paști și de Cuvioasa Paraschiva, a pus piciorul în prag și m-a băgat la neagră. Eram 70 într-o această calărie în viață. La ora 10, bate ofițerul, răuște că am știut ceva, tot s-a carbonizat. Și am zis așa, cu vioasă, dacă scăp de aici, vin la tine. Așa am făcut. M-am dus la cu vioasa Paraschiva, i-am mulțumit, a alergat la moaștele lor, că ne ajută foarte mult. M-a dus într-o biserică adventistă. M-a primit și pe mine aici. Da. A vorbit. După aia m-a lăsat și pe mine să vorbesc câteva cuvinte. Da. Îmi place foarte bine, dar am văzut că nu aveți să spun aici. Și ne-a spus această minune. Și mai multe aspecte, am corupt, nu eu, curioasa de acolo și m-a dat afară. Sunt fericit, mă încep cu mâine amândoi, că am putut scoate cineva ca să-i băgăm în biserica noastră apostolească, bisericească, care zidită pe temelia Sfinților Apostoli prin sângele lor. Deci alergați la Sfintele Moaște, că vă ajută, vă întărește, vă luminează, dar alergați cu credință. Și care aveți de cazuri? Păcate, mărturisiți-vă, care aveți diferite probleme. Faceți măcar 7 zile post până la ora 3. Că vede Maica Domnului și șterge sudoarea. Faceți 40 de paracris la Maica Domnului. Dați câștigă milostenie. Dacă nu ai, dă-i un cuvânt care este o milostenie sufletească. Dă-i un sfat bun. Îndreptează-l
spune că nu-i bine așa, poate așa-i bine. Dă exemple, că Sfântul Ioan Gură de Aur spune așa, dacă tu dai din inimă și te trăiești, miști. Dacă dai din creier, nu miști. Trăiți ce și spuneți și ajutați-vă unii pe alții ca să ne salvăm din acest întuneric care s-a așezat întreaga lume. Aveți televizoare, aveți internete, nu vă mișcă, nu vă cutremură ce se petrece pe pământul ăsta. Uragane, cutremure, vânturi, piatră, în partea noastră piatră, că două de gâți ca farma căs, dacă o de gâți a custă prebărlat, rămân oameni cu peile goale și totuși nu se întorc. Brastă-mă, cu tare, e greu. Ușor este numai cu Dumnezeu, cu El este. Luați sarcina mea că este ușoară și nu este grea. Nu luați sarcina de este a păcatelor. Nu luați un păcat care e de moment și vă lasă amar în suflet și tone de regrete. Cât ai fi tu de tiran, ai făcut păcatul, te mustră. Mi-aduc aminte închisoare unul care era legat de paturile să trezea din somn. Ce ai, măi, omule? A făcut multe păcate, dar a făcut o crimă odioasă. Ce-ai făcut, măi, omule? Și că o femeie a prins-o, i-a tăiat limba, i-a scos dinții, i-a tăiat urechile, i-a tăiat degetele țării. Până la urmă, singur a pus capul pe butonugă și a dat cu banda, barca și i-a tăiat capul. Și a plecat. Și când a plecat, m-am uitat în urmă și fugea după noi. A căzut jos, m-am predat. Nu-și grei închisorile, nu-i grea închisoare că avem de viață, ci grea că nu-mi dă pace să-mi spune, bea, sângele ăsta. Sunt preot aici, mărturisește-te, te împărtășești cu Dumnezeu, iartă. Vedeți cât de grea este mustrarea conștiinței. Mustrarea conștiinței este focul cel de sânge, credeți că e iad, este focul verde, este cuptor. Nu! Că dreptul nu poate să vadă pe păcătoși. Păcătoși se vede pe drepti și s-a arestit. Vede, atunci vede mustraierul iadului. Mustrarea conștiinței care e fără merită ne-a urmit. Dumneavoastră care a trăit cu diferite păcate și v-ați trezit. Nu vă mustră vermele ala. Mișcă! Dragii mei! Ați auzit multe, ați văzut multe. Dar am venit și eu păcătosul, lepădatul, spurcatul, întinatul. Că dacă eu nu fac tot ce am zis, măcar să mă dau prin filtrul meu, să nu fac ce am făcut eu. Faceți ce v-am dat, ce m-a inspirat ei. Să încheiem cu o rugăciune. Mai spuneți o întrebare. Dacă aveți întrebări, aveți care nu aveți întrebare? Ați rămas mulți. Întrebările este și hotărâna de a nu mai face nimic. Învățați copiii dumneavoastră ce ați auzit. Dați-le o fărâmă totdeauna. Și vă cânt o cântare acum.